Bucureștiul aruncat în haos de greva spontană de la metro. Până și polițiștii au ajuns cu greu la muncă după ce sindicaliștii s-au blocat în stații și pe șine unde au scandat și au ascultat muzică. Totul se întâmplă în ziua în care rata de incidență a ajuns la 6,67 la mii de locuitori în capitală, iar bucureștenii află ce noi restricții vor fi impuse. Sunt acuzații grave la adresa sindicaliștilor de la metro care merg până la terorism, zădărnicirea combaterii bolilor și interese obscure de afaceri ale liderilor de sindicat. Venim cu dezvăluiri și analizăm toate implicațiile grevei și noilor măsuri luate atât pentru bucureșteni cât și în țară într-o ediție specială la Realitatea Plus de la ora 21.